Bună ziua, sunt Daniela Andreev și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Un bărbat de 53 de ani a murit în urma unui grav accident rutier produs în această dimineață pe bulevardul Dacia din capitală. Moldova este sub un nou cod galben de ploi puternice cu descărcări electrice și grindină, iar autoritățile îndeamnă oamenii să se adăpostească în locuri sigure și să evite aflarea sub firele electrice și copaci. Procuratura a deschis un dosar penal pentru a investiga acțiunile de spionaj în favoarea Rusiei ale fostului șef al statului major al Armatei Naționale, Igor Gorgan. Meteorologii au emis un nou cod galben de ploi cu descărcări electrice, iar izolat vor cădea averse puternice cu grindină. De asemenea, se așteaptă și vânt puternic. În acest context, IGSU vine cu avertizări pentru populație și recomandă adăpostirea în mod de urgență într-o clădire sau mașină, dar îndepărtată de firele electrice și copaci care pot cădea peste autovehicul. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, astăzi în toată țara se prevăd averse puternice însoțite de descărcări electrice, izolat cu grindină și intensificări ale vântului de până la 20 de metri pe secundă. În contextul noului cod galben, salvatorii îndeamnă oamenii să nu stea sub clădiri sau instalații înalte, cum ar fi piloni, turnuri, stâlpi, dar și arbori înalți. Este important de reținut că distanța de siguranță este egală cu înălțimea construcției, mai mult în vederea evitării situațiilor fatale, cetățenii sunt rugați să nu atingă sau să calce cablurile căzute la pământ. În caz de vânt puternic și ploi abundente, specialiștii recomandă oamenilor adăpostirea în mod de urgență într-o clădire sau mașină îndepărtată de firele electrice și copaci care pot cădea peste autovehicul. O atenție deosebită trebuie acordată și copiilor. Părinții sau cei care au în grijă copii sunt rugați să nu-i lasă de unii singuri acasă și să-i supravegheze în permanență pentru a evita situațiile periculoase. De asemenea, salvatorii recomandă ca în timpul intemperiilor aparatele și utilajele electrice să fie deconectate, iar geamurile și ușile locuinței să fie bine închise. În caz de situații de risc, oamenii sunt îndemnați să apeleze de urgență serviciul 112. Furtuna puternică de acum două zile a făcut două victime. Este vorba de o copilă de 13 ani și un bărbat de 36 de ani. În același timp, încă 13 localități din Orhei rămân parțial fără curent electric. După furtuna de zilele trecute care a luat viața a două persoane pe rețelele sociale, au fost reluate discuțiile despre necesitatea unui sistem de alertă existent în majoritatea țărilor europene, care să avertizeze populația în cazul unor fenomene meteo extreme. Deși se vorbește de mai mult timp despre sistemul MedAlert, similar celui din România, în prezent proiectul este abia la etapa studiului de fezabilitate. Când ar putea fi funcțional, aflați în jurnal. Fostul președinte al Parlamentului, Adrian Candu, a fost audiat astăzi în dosarul Sacoșa Neagră, în care este învinuit fostul președinte Igor Dodon. Acesta a declarat că nu a participat la negocierile din 2019 dintre PD și PSRM și că nu știe ce se afla în Sacoșa Neagră oferită de Plahotniuc lui Dodon. Din partea procurorilor, magistrații urmează să mai audieze încă doi martori. În cadrul ședinței de astăzi a fost audiat ex-președintele Parlamentului Adrian Candu. În dosar, acesta are statut de martor din partea acuzării. Candu a povestit despre negocierile dintre Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat din 2019. Inițial s-a discutat că Partidul Democrat își asumă actul guvernării la nivel executiv, guvern, și Partidul Socialiștilor își asuma conducerea Parlamentului. Eu personal nu am participat în discuții. Eu tot ceea ce am relatat ca și martor în instanță de judecată reiese din cele comunicate și spuse de colegii care au participat în discuții. Din declarațiile pe care le făcea domnul Plahotniuc sau ceea ce ne informa, dumnealui spunea în felul următor: că Igor Dodon pleacă des la Moscova pe perioada negocierilor. De asta și ele s-au întins. Unul motiv este că pleca des.
că revine de fiecare dată de la Moscova și mă aștept ce surprize, iarăși mai sunt în negocieri, că mai apar tot felul de pretenții. Că am impresia, și eu i-am și spus domnului Dodon, așa spunea domnul Plahotniuc, că am impresia că eu de fapt negociez cu Putin. Andrian Candu spune că nu știe ce era în sacoșa neagră pe care fostul lider PD Vlad Plahotniuc i-a oferit-o lui Igor Dodon. Mai mult, finul lui Plahotniuc susține că nu știe unde se află acum acesta. N-am comunicat cu domnul Plahotniuc de foarte multă perioadă de timp, nu cunosc unde se află, nu m-am văzut cu dumnealui, am o altă activitate care presupune alte responsabilități. În continuare, magistrații urmează să audieze ultimii doi martori din partea acuzării și 150 de persoane din partea avocaților. Declarațiile date de către martori sunt la fel de importante în coraport cu celelalte declarații, ele vin să confirme acele negocieri dintre Igor Dodon, Plahotniuc și Iaralov, ele vin să confirme că acele negocieri erau influențate și coordonate de către Igor Dodon cu reprezentanți ai Federației Rusie și domnul Candu a comunicat acel aspect că Plahotniuc le comunica despre faptul că Igor Dodon își coordonează poziția sa referitor la modul de construire a puterii și de organizare și funcționare a puterii, ținând cont de interesele Federației Rusie în Republica Moldova. Prezent la ședință, Igor Dodon și-a reiterat poziția că se consideră nevinovat. Și domnul Candu, de fapt, a spus că nu a văzut, nu a auzit, nu a participat la ceea ce încearcă să incrimineze procurorul. O să-l ascultați procurorul, la dâns tot iar o să fie confirmat că este, că nu știe, dar el altceva nu poate spune. În acest dosar, Igor Dodon este învinuit de îmbogățire ilicită, încălcarea modului de gestionare a mijloacelor financiare ale partidelor politice, trădare de patrie, corupere pasivă și acceptarea finanțării Partidului Socialiștilor de către o organizație criminală, acuzații pe care le neagă. Un accident grav a avut loc în această dimineață pe Bulevardul Dacia din capitală. Un șofer de 53 de ani a murit după ce două microbuze s-au ciocnit violent. În imaginile surprinse de martori se văd cele două mașini grav avariate, iar una dintre acestea a ajuns în șanțul de pe marginea drumului. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, un Mercedes a ieșit pe contrasens și s-a ciocnit cu un automobil de model Ford. În urma impactului, șoferul Mercedesului a decedat pe loc. Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului. Un sistem de alertă care ar avertiza cetățenii despre fenomene meteo extreme sau alte situații de urgență, similar celui existent în România, dar și în alte state UE, ar putea exista în Moldova abia în 2026. Despre asta a anunțat anterior ministrul de Interne, Adrian Efros. În prezent are loc abia studiul de fezabilitate, care ar urma să fie gata până în anul 2025. Așa funcționează sistemul RoAlert. Astfel, toți cetățenii români sunt informați cu ajutorul unui mesaj pe telefon despre o situație de urgență. Astfel de situații pot fi calamități naturale, fenomene meteo extreme, inundații de mari proporții sau dezastre de origine umană. Mesajele ajung la cetățeni cu ajutorul operatorilor de comunicații mobile care transmit automat aceste avertizări. Iar în cazuri de avertizări meteo sau alte alerte, cetățenii își pot instala și o aplicație mobilă. Pentru avertizări meteo, alerte din trafic sau alte tipuri de avertizări care nu fac obiectul sistemului RoAlert, autoritățile vă recomandă să descărcați gratuit aplicația DSU. La noi însă, un sistem similar de alertă se lasă așteptat. Proiectul de fezabilitate a sistemului MD Alert, pe care ar urma să-l aibă țara noastră, a fost lansat în luna februarie a acestui an. Se întâmpla la scurt timp după ce, în urma ninsorilor puternice, două persoane au decedat în mașina blocată în Nămeți. Până în 2025 însă este clar că nu vom avea acest sistem de alertă despre care vorbesc autoritățile. Asta pentru că suntem ea la etapa studiului de fezabilitate. Este la etapa de elaborare a acestui studiu pentru alegerea tehnologiilor potrivite în domeniul respectiv. De asemenea, alegerea companiei cu experți care să facă studiul, să recepționăm ofertele și să selectăm compania care urmează să efectueze acest studiu. Studiul ar urma să fie finalizat până în februarie 2025. Nu este clar însă când va fi lansat sistemul propriu-zis, MD Alert. Dar dacă ar fi existat
acel sistem de alertă despre care s-a vorbit și anterior, ar fi salvat cumva situația? Deci informația despre apropierea intemperiilor a fost publicată și a fost disponibilă în toate sursele și societatea în principiu a fost informată. Dacă nu avea să fie astfel, avea să avem mai multe cazuri tragice sau mai multe consecințe în acest sens. Anterior însă, ministrul de interne declara că în 2026 moldovenii ar putea deja primi notificări legate de situațiile de urgență. Potrivit unui comunicat al IGSU, sistemul Media Alert va permite difuzarea mesajelor pentru avertizarea și alarmarea populației în caz de fenomene meteo extreme, inundații, dar și alte situații care amenință grav viața și sănătatea cetățenilor prin intermediul infrastructurii rețelelor operatorilor de comunicații mobile, dar și altor mijloace capabile de a difuza mesaje de avertizare. Țara vecină beneficiază de un astfel de sistem de câțiva ani deja. Reprezentanții grupului Șor se pare că nu mai ascund că fac parte din echipa liderului de la Kremlin. Deputatul Vasile Bolea s-a afișat azi la Parlament cu un tricou cu inscripția Putin Team, în traducere echipa lui Putin. Este scris ce este scris pe acest tricou? Dumneavoastră puteți citeți? Noi facem parte din această echipă și suntem mândri să vă spunem acest lucru. Este o echipă de criminal. Cum au reacționat deputații de la PAS la inscripția de pe tricou, vedeți în jurnal, când revenim și cu imagini din timpul ședinței tensionate de azi. La mai bine de o săptămână de la publicarea investigației Insider, care spune că fostul șef al Marelui Stat Major Igor Gorgan ar fi spionat pentru Rusia, procuratura anunță că a fost deschisă o cauză penală în acest sens. Nu au fost oferite însă informații dacă Gorgan a fost audiat. Președintele Parlamentului dă asigurări că acesta este în țară și nu există riscuri să se eschiveze de la urmărirea penală. Precizăm că fapta cu privire la pretințele acțiuni subversive manifestate prin transmiterea unui stat străin și reprezentanților acestuia a unor date referitoare la Sistemul Național de Apărare formează obiectul unei cauze penale. Astfel, cei de la PCCOX anunță într-un comunicat de presă că au deschis o cauză penală în urma investigației care scoate la iveală acțiunile de spionaj ale fostului șef al statului major. Procurorii precizează că investigațiile sunt în desfășurare fără a oferi prea multe detalii. Investigațiile sunt în desfășurare într-o identificare a tuturor persoanelor implicate în săvârșirea faptei infracționale, cu stabilirea caracterului și conținutului informației pretins transmise, cât și aprecierea impactului acestora asupra intereselor Republicii Moldova. Am încercat să aflăm dacă Igor Gorgan a fost audiat sau la ce etapă se află cauza penală, însă responsabilii ne-au spus că la moment alte detalii nu ne pot oferi. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, dă asigurări că nu există riscuri ca acesta să se eschiveze de la urmărirea penală. Consider că acum trebuie să fie mai puțin vocal, să colecteze toate informațiile necesare, dar, din câte știu, au loc măsuri, cum se numesc, ele procesuale și așa mai departe. Dar nu există riscul ca să se eschiveze de la urmărirea penală? Nu există. Îmi vreau să au apărut informații care ar fi părăsit Republica Moldova. Nu părăsit. Ce informații aveți? Eu nu l-am văzut deja. La începutul acestei săptămâni, șefa statului a semnat un decret prin care i-a retras toate distincțiile oferite lui Igor Gorgan. Potrivit jurnaliștilor de la Insider, acesta raporta regulat omului său de legătură din serviciul rus de spionaj, informații despre situația politică de la Chișinău și despre vizitele oficialilor ucraineni în contextul războiului de la graniță. SIS-ul a confirmat informațiile, iar Ministerul Apărării a lansat o investigație. Astăzi am încercat să aflăm la ce etapă sunt investigațiile celor două instituții, însă cei de la SIS nu ne-au răspuns la telefon, iar cei de la Ministerul Apărării spun că încă se lucrează și că sunt în legătură cu organul de urmăriri penale. L-am sunat astăzi și pe Igor Gorgan pentru comentarii, însă acesta avea telefonul deconectat. Anterior, tatăl său a declarat pentru ziarul de gardă că ar fi vorba de o înscenare și că toate acuzațiile sunt invenții nefondate. Bașcanul Autonomiei Găgăuzei Evgenie Aguțul a fost inclusă pe lista de sancțiuni a SUA. Anunțul a fost făcut aseară de autoritățile responsabile de la Washington și premierul Dorin Recean a scris despre asta pe pagina sa de Facebook. Potrivit ambasadei SUA în Moldova, Aguțul a ajuns pe lista de sancțiuni pentru complicitate activă cu oligarhul Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul frauda bancară. În același timp, Bașcanul ar fi implicat în acțiuni hibride împotriva statului Republica Moldova,
acționând în interesul Kremlinului. Sancțiunile presupun interdicția de a intra în SUA, interzicerea tranzacțiilor cu persoane din Statele Unite și blocarea tuturor proprietăților Evgheniei Guțul din SUA. Se întâmplă după ce Bașcanul a avut în ultima vreme mai multe vizite la Moscova, în cadrul cărora a făcut declarații despre relațiile de prietenie cu Rusia, țară care a atacat Ucraina. Congresul grupării Șor de la Moscova, declarațiile Evgheniei Guțul și amenințările la adresa securității statului sunt subiectele emisiunii în profunzime din această seară. Invitații Lorenei Bogza sunt directorul Institutului pentru Inițiative Strategice, Vladislav Kulminski, și analistul politic Ion Tăbârță. Provocările în legătură cu alegerile din toamnă și referendumul privind aderarea Moldovei la UE vor fi la fel printre temele ce urmează a fi discutate. Emisiunea va fi difuzată începând de la ora 21 și va putea fi urmărită live și pe site-ul protv.md. Reprezentanții grupului Șor arată deschis că lucrează pentru Kremlin. Astăzi, fostul socialist Vasile Bolea, care mai nou este liderul grupului Victoria, creat la Moscova de fugarul Ilan Șor, a venit la Parlament într-un tricou pe care era imprimat mesajul Putin Team, ceea ce se traduce din engleză echipa lui Putin. Colega sa, Marina Tauber, s-a declarat mândră că face parte din această echipă, elogiindu-l pe președintele rus acuzat de crime de război în Ucraina. Cei de la PAS i-au numit o echipă de criminali. Transfugul Vasile Bolea, care acum un an a plecat de la PSRM alăturându-se echipei fugarului Șor, a venit la ședința Parlamentului într-un tricou pe care era imprimat mesajul Putin Team sau echipa lui Putin. Acesta a evitat să spună ce semnifică acest mesaj. Nu vin cu niciun mesaj azi la Parlament. Este scris ce este scris pe acest tricou. Dumneavoastră puteți citeți? În schimb, colega sa, Marina Tauber, a vorbit cu mândrie despre gestul lui Bolea. Domnul Bolea, în calitate de președintele grupului nostru parlamentar, astăzi a venit în acest tricou. Noi, având în vedere că astăzi am ales un pic alt stil, am venit așa cum am venit. Dar suntem pe aceeași linie și desigur că împărtășim ideea aceasta. Cine este Putin Team sau echipa lui Putin? Cine face parte din această echipă? Noi facem parte din această echipă și suntem mândri să vă spunem acest lucru. Tauber l-a elogiat pe președintele rus, la fel ca și alți colegi de-ai săi. Alexandr Nesterovski, care la fel a plecat de la socialiști pentru a se alătura echipei Șor, spune că își dorește și el un astfel de tricou. Попрошу для себя такую футболочку тоже. Я отлично отношусь к Путину и к Российской Федерации в том числе тоже. Cei de la PAS nu au apreciat stilul vestimentar al lui Bolea. Gen de umilință, de dependență, nu știu cum să-i spun eu, de servilism și incapacitate de a spune lucrurilor pe nume și a recunoaște. Da, un fel de slugoi, nu știu cum să-i spun, scuzați că alt cuvânt mai politicos nu mi-a venit. Este o echipă de criminali. Ședința de astăzi s-a lăsat cu scandal după ce Igor Grosu i-a pedepsit pe cei de la Șor și nu le-a deschis microfoanele în timpul ședinței. Noastră ați făcut amenințare la ultima ședință a Parlamentului, deci până nu vă cereți scuze publice pentru comportamentul și amenințarea făcută, nu vă pot oferi cuvântul. Nișitaiu nușnăm. Grupul Șor i-a răspuns lui Grosu blocând tribuna și scandând lozinci. Și ne plătesc. Eu asta n-am înțeles. Dar cred că cei de acasă au înțeles că rușii ne plătesc. Marina Tauber spune rușii ne plătesc. Nu omit eu ultima sintagmă. Ședința a continuat, iar unii deputați au fost nevoiți să strige întrebările, având în vedere că grupul Șor nu s-a potolit. Domnul Găgăuz, revin la dumneavoastră. Colegi, можно я задам вопрос, потом можно шуметь дальше. Ședința a fost întreruptă într-un final după ce fracțiunea PAS a solicitat o pauză pentru convocarea biroului permanent, la care s-a decis că cei care au blocat tribuna nu vor avea acces la următoarele 5 ședințe ale Parlamentului. Este mare sărbătoare azi pentru creștinii ortodoxi, e înălțarea Domnului cunoscută în popor și sub denumirea de Ispas, așa că sute de oameni și-au început ziua la biserică și s-au salutat cu Hristos s-a înălțat.
Oamenii au sfințit ouărocii și cozonaci și s-au rugat pentru pace. Revenim cu imagini imediat. Procuratura Anticorupție anunță că a inițiat o cauză penală privind suspiciunile de corupție rezultate din analiza unui telefon mobil. În comunicatul instituției se spune că foști judecători și procurori ar fi primit sume de cel puțin 3.000 de dolari direct sau prin intermediar pentru a favoriza interesele unui grup criminal. Cei de la procuratură nu oferă detalii, dar un telefon mobil a fost obiectul procesului penal inițiat în cazul fostei membre a Comisiei de Veting, Tatiana Răducanu. Într-un comunicat publicat astăzi pe site-ul Procuraturii Anticorupție se spune că în rezultatul examinării informațiilor obținute din analiza unui telefon mobil și a altor probe examinate în cadrul unui proces penal, a fost inițiată o cauză penală pentru investigarea unei presupuse acțiuni ilegale de corupere activă. În perioada 2013-2014, persoane fizice, acționând în interesul unui grup criminal organizat, au încercat să atragă persoane cu funcții de demnitate publică, inclusiv judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Curții Supreme de Justiție și Curții Constituționale în activități ilegale, cu scopul de a favoriza interesele grupului criminal în detrimentul unei justiții corecte, transmite Procuratura Anticorupție. Pentru a-i determina pe acești oficiali să acționeze sau să nu acționeze în exercitarea funcțiilor lor, au fost promise, oferite și date sume de cel puțin 3.000 de dolari, direct sau prin intermediari, se mai arată în comunicatul Procuraturii. Alte detalii nu sunt oferite. Se menționează însă că această cauză penală a fost pornită pe fapt, iar în prezent nicio persoană nu are un statut procesual. Anterior, Procuratura Anticorupție a pornit o investigație în privința fostei membre a Comisiei Veting, Tatiana Răducanu, după ce ar fi obținut informații dintr-un telefon mobil care ar fi aparținut controversatului om de afaceri Veceaslav Platon și care i-ar pune la îndoială integritatea. Informație confirmată acum o săptămână la emisiunea În profunzime de procurorul general Ion Munteanu. Acest extras de telefon a intrat în posesia Procuraturii Anticorupție la începutul lunii aprilie. Acolo sunt câteva sute de pagini de schimburi de mesaje. Deci peste acest conținut de mesaje care cumva implică tangențial doamna Răducan sau persoanele doamnei Răducan. Munteanu a spus atunci că a fost deschis un proces penal ce vizează aceste discuții. În aceste discuții sau de informații prezentate de Procuratura Anticorupție nu este reflectată sau nu există discuții directe dintre doamna Răducan și ceilalte persoane. Însă, coroborând aceste discuții cu anumite situații și fapte petrecute la etapa respectivă, lasă loc de foarte multe interpretări. Tatiana Răducanu, membra a Comisiei Preveting, a demisionat după ce în presă a fost scursă o scrisoare în care șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, ar pune la îndoială integritatea acesteia pe motiv că ar fi avut anterior legături cu contraversatul om de afaceri Veceaslav Platon. Răducanu a calificat acuzațiile din scrisoare ca fiind false, precizând că este nevoită să demisioneze pentru a nu pune în pericol întregul proces de veting. Continuăm săptămâna verde, o săptămână în care vă îndemnăm să alegeți tot ce este sănătos pentru noi și pentru planetă. Oricând puteți alege o pungă de hârtie în locul unei de plastic, iar asta se referă la cutii, caserole și multe alte obiecte. Dar cum sunt produse ambalajele eco? Mergem acum la o fabrică de confecționare a lor și vedem întregul proces. Pentru un viitor curat și sănătos, avem nevoie de produse reciclabile și biodegradabile. Astfel, ambalajele de hârtie capătă un rol tot mai important și ocupă un spațiu tot mai mare în lume. Aici este producerea noastră de cutii din carton ondulat. Avem tot tipul de ambalaje ecologice și reciclabile. Călin Harti ne-a povestit cum i-a venit ideea de a deschide o astfel de fabrică. Ziceam tot timpul că ar fi bine să promovăm și să mergem spre ideea ecologizării, adică reciclării. Ceea ce producem noi să meargă direct la reciclare,
să nu promovăm plasticul. Fabrica produce carton destinat ambalajelor, având ca scop înlocuirea polistirenului utilizat în prezent pentru protejarea mărfurilor în timpul transportării. Specificul fabricii este că produce ambalaje din materiale ecologice, contribuind astfel la protejarea mediului înconjurător. Aici avem procesul de tăiere a cutiilor din carton, adică din placa tipărită, acest utilaj taie cutia de pizza, îi dă formă și rămân toate deșeurile. Deșeurile sunt puse într-o presă specială, se balotează, fiecare balot se dă înapoi la reciclare. Cutiile din carton undulat, pungile din hârtie, caserolele pentru fructe și legume sunt doar câteva dintre cele mai solicitate ambalaje eco. Totodată, fabrica oferă locuri de muncă atât pentru moldovenii de acasă, cât și pentru cei de peste hotare care își doresc să revină în Moldova. Suntem în creștere și încercăm să găsim persoane cât mai calitative, responsabile. Credincioșii ortodoxi sărbătoresc astăzi Înălțarea Domnului, numită în popor Ispasul. De dimineață, enoriașii au mers la biserică, unde au asistat la slujbă, s-au rugat pentru sănătate și pace și au adus cozonaci și ouă roșii, la fel cum se face de Paște. Ulterior, cu toții și-au spus: Hristos s-a înălțat! Catedrala Nașterea Domnului din capitală s-a umplut în această dimineață de credincioși veniți pentru a sărbători Înălțarea Domnului Iisus Hristos. Hristos s-a înălțat! Înălțarea Domnului și pentru toată lumea și pentru Moldova să fie o bucurie. Ne rugăm una, liniște și pașe la noi în țară și în toată lumea. E o sărbătoare foarte mare ca ziua de Paște. Și avem posibilitatea, trebuie să venim. Mătușa Eugenia, care este din Slobozia Dușca, a venit la catedrală împreună cu toți nepoții. Cei mici au venit în vacanță de peste hotare. Izveniți de în state și i-am adus azi, că e o zi așa frumoasă. După slujbă, familia va sărbători acasă, așa cum cere tradiția. Facem pască, ca de obicei tradițional, boim ouă. În această zi, oamenii spun că s-au rugat pentru pace pe pământ. Să ne rugăm ziua și noapte și în tot ceasul, fiindcă vedeți cât ne apasă, tot e greutatea asta. Pământul e încărcat cu greutate, cu păcate. N-avem cum decât numai noi să putem să ne rugăm. La slujba de la catedrală l-am surprins și pe interpretul Gabriel Nebunu. Hristos înălțat tuturor. Vreau să-ți spun că pentru mine Înălțarea Domnului este ca și sărbătoarea de Paște. Este o tradiție, indiferent unde mă aflu în lume, găsesc o bisericuță de-a noastră și mă duc și mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce avem, pentru că ne trezim dimineața. Și pentru că de Înălțarea Domnului se respectă aceleași tradiții ca de Paște, oamenii au adus la biserică cozonaci și ouă roșii pentru a fi sfințite și împărțite celor nevoiași. Tot astăzi enoriașii dau de pomană de sufletul celor morți. Pentru mama mea, iar e jumătate de an și ea că ce am putut o leacă și am vrut flori pentru că ei iubea trădăfiriuș. Și credincioșii din Bălți au mers de ispas la biserică cu ouă roșii și cozonaci. Azi s-a înălțat Iisus Hristos după ce a înviat și o sărbătoare foarte importantă care ar trebui ca după posibilitate creștinii să o sărbătorească. Înălțarea Domnului, numită în popor Ispasul, se sărbătorește la 40 de zile după înviere. În câteva minute începe emisiunea O Seară Perfectă. Anișoara Login se află deja în studio și ne spune ce ne-a pregătit pentru astăzi. Anișoara, bună ziua! Hristos s-a înălțat! Ai reușit să vopsești ouă? Adevărat, s-a înălțat, Daniela. Nu, n-am făcut asta.
Dar o să am până seară niște ouă roșii în casă, sunt sigură, pentru că se ocupă de asta mamele noastre. Așa că noi muncim, ele gătesc. Muncesc și ele, dar ele parcă reușesc mai mult. Da, ai dreptate. Și până la urmă, parcă e umbrită, nu știu cum, sărbătoarea asta astăzi, de atâtea evenimente care se întâmplă în ultimele zile. Da, evenimente, dar și ploaia și, nu știu, norarea asta, ca norii ăștia care ne-au adus așa o stare puțin mai molatică. Ei, pentru asta venim în această seară să vă descrețim puțin frunțile, dacă ați avut câteva zile mai grele. Ne întâlnim astăzi cu două familii frumoase, este vorba despre familia Melnic, Anatol, Tatiana și Camelia, vin astăzi la o seară perfectă, dar și familia acordeonistului Mișa Gros, împreună cu băiețelul lor foarte micuț. Și dacă tot suntem în săptămâna verde, astăzi vedem ce casă inteligentă își construiesc Olga Țăpordei și Bogdan Ghieș și pe ce surse de energie regenerabilă au optat. Vă aștept pe toți la o seară perfectă. Anișoara, îți mulțumesc! Două persoane au ajuns la spital după ce mașina în care se aflau a fost lovită violent de un alt automobil care a intrat pe contrasens la Ialoveni. Potrivit responsabililor de la Institutul de Medicină Urgentă, unul dintre răniți este în stare extrem de gravă. Sunt imagini de la locul accidentului. Una din mașini a derapat de pe carosabil, iar în zonă s-au format ambuteiaje. Totul s-a întâmplat în această dimineață, în apropierea satului Sociuteni. Polițiștii au stabilit preliminar că o Skoda a intrat pe contrasense după ce șoferul de 22 de ani ar fi pierdut controlul volanului din cauza vitezei și s-a lovit frontal cu o Dacia condusă de un bărbat de 42 de ani. În urma impactului, șoferul Daciei, dar și o pasageră de 22 de ani au fost transportați la Institutul de Medicină Urgentă. Un minut de reculegere în memoria victimelor primului val de deportări staliniste a fost ținut astăzi în Parlament. Șeful legislativului a vorbit despre ororile la care au fost supuși oamenii și chinurile prin care au trecut. Tragedia deportărilor e tragedia poporului nostru, a transmis și președintele țării, vorbind despre lecțiile trecutului care trebuie învățate. Toți deputații prezenți azi la ședință s-au ridicat în picioare și au ținut un minut de reculegere în memoria victimelor primului val al deportărilor staliniste, care a avut loc în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 în Basarabia și Bucovina de Nord. Peste 30.000 de basarabeni au fost treziți de latrătul câinilor și zgomotul soldaților și au fost scoși cu forța din casele lor. Primele victime ale acestei terori au fost elitele naționale, primari, învățători, judecători, preoți, avocați, funcționari, foști membri ai Sfatului Țării, acuzați de antisovietism. Regimul stalinist nu a cruțat pe nimeni și au fost represați toți, și etnici ruși, evrei, găgăuzi și bulgari. Familii întregi au fost ridicate și duse în zonele cu cele mai grele condiții, Siberia și stepele din nordul Kazahstanului. Mulți au murit pe drum, și mai mulți de la condiții inumane și muncă extenuantă. Este important să nu uităm și să vorbim despre acele vremuri, în special acum când avem la graniță un război, a declarat șeful legislativului, și președintele Maia Sandu a transmis un mesaj în memoria victimelor primului val de deportări. Să reținem lecția trecutului, respingând ferm orice impulsuri totalitare pe pământul nostru, și să educăm generația liberă în spiritul libertății și democrației, care îi vor pregăti pentru o viață în pace și prosperitate, a scris Maia Sandu în mesajul său postat pe Facebook. Istoricul Artur Leșcu de la watchdog.md a făcut o incursiune în istorie, amintind de ce și cum a început primul val de deportări sovietice. Ca urmare a unei înțelegeri între Hitler și Stalin, Pactul Ribbentrop-Molotov din 23 august 1939, Uniunea Sovietică a anexat regiunea dintre Prut și Nistru. Puterea sovietică începe o campanie de epurare, teroare și represiuni fără precedent. Listele celor deportați erau întocmite cu nenumărate abateri, scrise de mână, fără ștampile sau vizite ale unor instituții de stat. Un moment tragic pentru întreaga omenire, dar care a lăsat urme deosebit de adânci în istoria noastră
și efecte care sunt simțite și astăzi în Republica Moldova. Astăzi se fac 83 de ani de la primul val de deportări din Basarabia. Peste 26.000 de persoane au fost încărcate în vagoane în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, fiind duse cât mai departe de casele lor. Al doilea val de deportări a avut loc în 1949, iar cel de-al treilea în 1951. Grecia a închis școlile din cauza caniculei și a trecut prin primul incendiu de vegetație al verii. Pompierii din Grecia le-au sărit în ajutor și colegilor din Cipru pentru a-i ajuta în lupta cu flăcările în vestul țării. Pentru astăzi se anunță o nouă zi de cuptor. Revenim cu detalii în jurnal. Au fost proteste violente aseară în Yerevan. Zeci de persoane au ajuns la spital după ce s-au ciocnit cu polițiștii. Străzile au fost pline de oameni nemulțumiți care cereau demisia prim-ministrului Nicol Pașinian. Oamenii legii au răspuns la manifestări cu grenade asomatoare. Oamenii i-au ieșit în stradă în timpul unei ședințe a Parlamentului armean. La scurt timp, marșul s-a transformat într-un haos. Manifestanții au încercat să demonteze barierele din fața Parlamentului, iar poliția a trecut la acțiune. Cel puțin 100 de oameni au fost răniți după ce jandarmii au folosit grenadele asurzitoare. Unul dintre protestatari a rămas fără degete și a fost spitalizat de urgență. Majoritatea celor duși de ambulanță aveau răni la picioare. În Dube, la fel, au fost urcați circa 100 de manifestanți. Oamenii sunt nemulțumiți de predarea a 4 sate către Azerbaijan și au ieșit să ceară demisia prim-ministrului Nicol Pașinian. Acesta apără recent accesiunea satelor de graniță către Azerbaijan ca o concesie necesară pentru a evita un nou conflict cu Baku. Trupele rusești continuă să atace intens pozițiile trupelor ucrainene în Donetsk și Kharkov. Comandantul armatei ucrainene, care a mers în prima linie, a descris situația ca dificilă în trei direcții din Donetsk, unde rușii au adus un număr mare de brigăzi. Asta în timp ce la Kharkov vor să creeze o centură de siguranță, însă avansurile acestora sunt oprite. Militarii Kievului spun că așteaptă cu nerăbdare muniția promisă de aliați. Rusia a desfășurat cel mai mare număr de unități de asalt din 8 brigăzi de atac în sectoarele Pokrovsk și Kuragove din regiunea Donetsk, a declarat comandantul șef al forțelor armate ucrainene. Cele două direcții au fost scena unor lupte acerbe timp de mai multe luni, ceea ce face ca situația de pe câmpul de luptă din regiunea Donetsk să fie cea mai dificilă. De asemenea, luptele sunt în curs de desfășurare în apropiere de Klishchiivka, Kalinivka și Ceasoviar, un oraș care ar putea deschide calea pentru noi avansuri în regiunea Donetsk, a adăugat Oleksandr Sârski după ce a vizitat frontul de est. În sectorul Kharkov, trupele Moscovei încearcă să avanseze și să creeze o așa numită centură de securitate, dar nu reușesc, potrivit generalului ucrainean. Rusia este împotmolită în orașul Volceansk, dar își reface constant forțele cu unități din alte direcții. Șeful direcției principale de informații a Ministerului Ucrainean al Apărării, Kirilo Budanov, a spus că nu se așteaptă la o ofensivă în regiunea Sumă. Там і зараз ідуть прикордонні такі спроби росіян. Вилазки ДРГ і так далі. Але, слава Богу, всі необхідні заходи вже вжиті і такого масштабу, як відбулося, вже немає. А роботи завжди багато. Окупант лізе, його треба нищити. Закінчується на бої. De altfel, Statele Unite au anunțat că vor mai trimite încă un sistem Patriot în Ucraina în următoarele zile. Ждемо допомоги від наших любих друзів, які, я надіюсь, що дадуть нам сучасну зброю, сучасні набої, і ми будемо вдвічі швидше нищити окупантів.
De echipament tehnic modern este nevoie nu doar pe front. Lituania a anunțat că urmează să trimită Ucrainei 14 transportatoare blindate, care să ajute soldații în eforturile de deminare a țării. Aproape o treime din teritoriul Ucrainei, însumând aproximativ 174.000 de kilometri pătrați, a fost minat de când a început invazia pe scară largă a Rusiei în februarie 2022. Grecia se confruntă cu primul incendiu de vegetație al verii. Flăcările au izbucnit la 90 de kilometri de Atena, foarte aproape de zonele locuite. Pentru astăzi se anunță o nouă zi de cuptor. Mercurul din termometre va urca vertiginos, ajungând chiar și la 42 de grade Celsius în insula Creta. Aceste imagini au fost filmate într-un oraș aflat la 90 de kilometri de Atena. Flăcările izbucnite pe un deal au mobilizat 10 de pompieri. După ore de luptă cu focul, salvatorii au reușit să potolească vâlvătaia. Dar pericolul încă pândește. Pentru astăzi, autoritățile elene au anunțat un risc major de incendii de vegetație în centrul Greciei, în peninsula Peloponez și în regiunea Atica. No one can predict exactly the conditions we will face. But we are committed, whatever the conditions, to fight hard so that we can protect our fellow citizens. Din cauza arșiței, școlile primare și grădinițele rămân închise până mâine, cel puțin. În Atena, pentru a monitoriza situația, vor fi folosite drone dotate cu camere de termoviziune. De mâine, temperaturile vor mai scădea în vestul, centrul și nordul țării, dar în restul regiunilor se vor menține la valori foarte ridicate. Mai multe localități au fost evacuate după ce un incendiu de pădure a izbucnit într-o comună din Franța. Vremea extremă continuă să facă ravagii și în Spania. Ploile torențiale din ultimele zile au provocat inundații masive. În mai multe localități din provincia Murcia, străzile s-au transformat în râuri. Imaginile arată apa care spală totul în calea sa. Un incendiu de proporții a cuprins o rafinerie de petrol. De petrol din Irak. Flăcările ard de mai bine de 12 ore, iar pompierii încă nu au reușit să le ia sub control. Imaginile arată un nor uriaș de fum negru și focul care mistuie totul. Incendiul izbucnit aseară a făcut din noapte zi și era vizibil de la mare distanță. Acolo au fost dislocate peste 40 de echipaje de pompieri. 10 salvatori sunt grav răniți, 2 au fost azi dispăruți și 3 vehicule de stingere a incendiilor au fost arse. Pe măsură ce focul se extinde, cresc temerile că flăcările s-ar putea extinde în curând la alte câteva depozite de petrol și rafinării învecinate. Cauza deflagrației este deocamdată necunoscută. Sunt lupte de stradă în Argentina din cauza unor măsuri dure de austeritate inițiate de șeful statului. Manifestanții au lansat spre forțele de ordine pietre și cocktailuri Molotov, apoi au incendiat o mașină de poliție. Jandarmii au apelat la gloanțe de cauciuc, gaze lacrimogene și tunuri cu apă ca să împrăștie pe nemulțumiți. Mai multe persoane au fost rănite. Pachetul de reforme propus de președintele Javier Milei include declararea stării de urgență economică și reducerea pensiilor. Rata inflației a ajuns în Argentina la 300%, iar mai bine de jumătate din populație trăiește în sărăcie. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Loghin. Nu uitați, dacă aveți informații și imagini care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. O seară frumoasă vă doresc!